Bun găsit, dragi sărmăreni, la o nouă emisiune pe sărmărenii.ro. Astăzi vom vorbi despre noi proiecte care ar trebui să se deruleze în județul Satu Mare, în România. Vom afla ce idei are fostul subprefect Romeo Pop, care este primul pe lista PNL Satu Mare pentru funcția de senator în Parlamentul României. Așadar, vom vorbi despre mai multe teme dincolo de politică și despre evenimentele care se petrec în aceste zile în județul Satu Mare, de investire și nu numai. Vom aborda și alte subiecte politice, economice și nu numai. Domnule Romeo Pop, bine ați revenit la noi! Bună seara! Mulțumesc frumos pentru invitație, bine v-am regăsit! Este o perioadă aglomerată, nu? Înainte de campania electorală, acum apar și noi primari care au fost aleși în luna iunie. Și noi și vechi. Și noi și vechi. Și să ne spuneți care este activitatea dumneavoastră în prezent. Mă gândesc că umplați dintr-un colț în altul. Aveți mulți primari în județul Satu Mare. Drept dovadă că am întârziat puțin împreună cu Vlăduț. Fiindcă, da, alergăm zilele acestea, acesta este adevărul. Avem câte 5-6 investiri ale consiliilor locale și ale primarilor în diverse comune ale județului și, de exemplu, ieri am fugit de la Supur la Certeze și în celelalte comune, unde primarii noștri sigur că se bucură să fim de față, să fim alături de ei, sunt momente festive, consilierii la fel. Toți, indiferent de culoare politică, așa e normal într-o democrație, să fie aleși de către populația acestor comune și să lucreze în folosul comunității acolo, cu toții. Da, azi am fost din nou la Târșori de dimineață bună, după aceea am fugit înapoi la Păulești, apoi am fugit la Cămârzana, de la Cămârzana la Apa, de la Apa la Socond. Și uite, am ajuns aici și îmi cer scuze pentru întârziere. Ne vorbea domnul primar din Socond de investirea de joi de la ora 17, iată că a avut loc. Cum îi simțiți pe noi primari sau cei care continuă, practic, Cei care continuă niște proiecte destul de serioase, începute absolut în fiecare comună pe care ei o păstoresc. Sunt proiecte și mai vechi și mai noi, unele finalizate, altele în curs de finalizare, altele care încă sunt în fază de proiect sau eventual au fost semnate contractele, dar nu sunt derulate încă aceste proiecte. Sigur că primarii mai noi, că avem și doi primari care sunt la primul mandat, acela de Săuca și primarul, doi tineri destoinici, băieți cu școală, și acela de Bârsău, la care urmează să mergem mâine și poimâine, mă gândesc că au emoții, fiindcă am observat că și primarii la al treilea, al patrulea, al cincelea mandat, sau chiar și cei cu 7 mandate, m-au avut și cu 8 mandate primari, încercați de emoții în continuare, fiindcă nu e de aici de acolo să conduci o comunitate și mai mult decât atât, este o cinste și o onoare ca cetățenii să te realeagă. Asta este dovada faptului că tu ți-ai făcut datoria acolo, că ai pus în primul rând interesul comun înaintea celuia personal și că ai avut rezultate. Altfel oamenii nu te mai aleg. Da. Și avem primari destoinici. Deci avem 20 de primari. Partidul Național Liberal are 20 de primari la nivel de județ. Să știți că sunt primari unul și unul și cu rezultate mai mult decât serioase. Adică nu ți-e rușine să mergi în comunitățile lor. Au creat condiții în foarte multe locuri echivalente cu cele de la oraș. Chiar mai bune, ținând cont că poluarea nu este la același nivel ca și în oraș sau în orașe mari și, de asemenea, zgomotul, liniștea. Da, sunt condiții bune acum și tot mai multă lume am văzut că încearcă să fugă la țară. Foarte multă lume s-a mutat la Păulești din oraș. La fel de multă lume la Lazuri, cresc cartiere întregi, cu case frumoase, cu... și mă bucur. Asta înseamnă dezvoltare, asta înseamnă că
sătmărenii au înțeles că este pe undeva mai plăcut să-ți petreci o oră, două seara pe care le ai în timpul liber, da? La aer curat și greierii, să mai tunzi o iarbă, mai ciupile și pe acolo niște ierbi și mai admiri verdeața, că în oraș mai greu. Da, este o aglomerație. Da, terenuri mai mici, da. În general și-au făcut. Da. Sigur că asta te subjugă puțin. Am și eu suprață destul de onorabilă, casă vreo 12 ani, dar nu prea am timp. Și asta îți creează o stare de disconfort, fiindcă îmi place să fie lucrurile puse la punct. Nu prea mai am timp acum să mă ocup, dar printre picături le fac. Deci cam asta este. Asta facem acum, alergăm mâine și poi mâine. Acest periplu se încheie. Mâine este, după cum bine știți, Ziua Armatei și va fi sărbătorită la Carei, începând cu ora 15 și la Satul Mare cu ora 17. Spun asta, nu face parte din ceea ce spuneai tu că vom discuta, dar pentru actualitate să pentru știe și cei care da, vreau să profit de acest prilej ca să invit sătmărenii să participe la această zi festivă și prin care noi ne cinstim armata care a făcut atâtea sacrificii de-a lungul istoriei pentru ca noi să fim liberi și să putem trăi într-o țară liberă, cu demnitate și cu onoare. Da, spuneați de primari care ajung chiar la 7 sau chiar 8 mandate. Da, domnul este primar bine... de Dob a avut 8 mandate, de exemplu. Primarul nostru de Târșolț, 7 mandate. Bine, cei doi n-au mai candidat, fiindcă au ajuns la un grad de erodare și au făcut o trecere foarte lină și, s-aș zice eu, frumoasă, fiindcă noi ne-am păstrat acolo primăriile, în sensul că primari tot liberale au câștigat. O doamnă, Narcisa Patachi la Doba, care este foarte destoinică și implicată în viața comunității. Iar acolo, la Târșolț, v-am spus, un tânăr destoinic și băiat serios, care va face treabă. Cei doi primari vor rămâne acolo să-i ajute. Este bine că, chiar dacă sunt la al doilea, al treilea sau al patrulea sau eu știu câte mandate, este bine că vin cu entuziasm și își doresc să dezvolte comuna pe care o vor guverna în următorii 4 ani. Este normal, eu nu știu că atunci când vezi că ai rezultate și că lumea te apreciază, ai o stare de bine, de confort cu tine însuți. Confort spiritual, sigur, nu-i tot una. Să te dorească lumea, să te iubească ca și conducător sau să fii hulit și să nu fii apreciat. Ne spuneați de Ziua Armatei, mâine 25 octombrie. Da. Pe vremuri veneau președinți ai României, veneau premieri. Acum cine se zvonește că ajunge? Sincer, eu nu aș merge pe zvonuri. Și, sincer să-ți spun, nici nu pot să-ți dau un răspuns la ora asta, fiindcă nemai fiind implicat în conducerea instituției prefectului, chiar nu am date despre acest lucru. Ceea ce bănuiesc este că nu va, domnul Ciucă, nu știu dacă, nu cred că va veni, vom vedea mâine, nu știu ce să zic. Dar cine vine, binevenit. Poate fi o zi surprinzătoare. Dincolo de ședințele de investire la primărie, de consilier local, v-am văzut zilele trecute și la ședința de la Consiliul Județean, în care s-a format practic noua echipă. Sigur că am fost acolo să ne susținem cei 7 colegi care au intrat în Consiliul Județean și să fim alături de ei. Nu numai cu gândul, ci și fizic. Ce proiecte ar trebui în următorii ani să dezvolte Consiliul Județean pe plan? Spuneam că vom vorbi despre idei, de da, proiecte pentru județ, pentru acum România. Eu, cum să spun, și dacă neapărat, da, și Consiliul Județean, bineînțeles că ar trebui să dezvolte niște proiecte, dar astea eu mă gândesc și un pic mai încolo, la niște proiecte guvernamentale, fiindcă nu neapărat poți să faci cu banii Consiliului Județean absolut orice în acest județ. Deci sunt anumite proiecte, sigur, care pot fi derulate, care pot fi finalizate, anumite drumuri și alte multe aspecte, de exemplu, în sănătate, da? La fel, spitalul, uite, s-au pierdut acei bani despre care tot spune președintele Cosma.
despre banii pierduți de către Consiliul Județean vis-a-vis de dezvoltarea Spitalului Județean de Urgență Satul Mare. Dar eu m-aș gândi puțin mai încolo la niște proiecte majore pe care, fără discuție, că nu le poți fără ajutorul guvernului și fără niște bani de acolo. Și am mai spus-o, am spus-o și la lansarea candidaturii noastre, că aș vedea strict necesar un drum expres rapid care să ne lege de această autostradă a Transilvaniei, fiindcă nu este normal ca un județ aflat la confluența trei țări să nu fie legat de această autostradă națională de importanță majoră. Ei, ne-am săturat să facem câte 8, 9, 10 ore până la București. Sincer acum, Valea Oltului care, mă rog, dar mergi totuși până după Sibiu și pe undeva reușești cu un drum rapid, să zic, să faci în 7 ore drumul de București. Până când vor finaliza acea autostradă, vor trece pe acolo Carpații cu ea și să ajungi în condiții optime. Nu, 630 de kilometri. S-ar putea face în 4-5 ore cu o mașină bună. La nivel de autostradă mă refer, sigur. Și legal. 130 la oră, te duci civilizat. Noi am tras muța de coadă, ani de zile. Am tras de timp. Ba cu Bechtelul, ba cu nu știu ce, ba s-a surpat pe aici, ba pe dincolo, tot bucățele cârpite. Nu-i treabă. Trebuie să ne punem serios pe treabă. Deci asta aș vedea pentru județul Satu Mare, în primul rând, o legătură de aceasta rapidă, pe care să, eu știu, să o scoatem undeva la, în zona Șimleului, m-am gândit, eu m-am uitat pe hartă, cea mai scurtă distanță, undeva sub 80 de kilometri. Păi faci într-o oră și ceva, până acolo te-ai urcat pe autostradă și te duci. Asta în ideea în care, sigur că deja acest proiect este pornit, legătura de la această centură a Sătmarului și până la OAR, unde să facă, se facă conjunctura cu autostrada M3 a Ungariei, care este adusă deja de guvernul maghiar încoace. S-au venit vreo 28 de kilometri, dacă bine știu, sunt niște tronsoane gata asfaltate și se lucrează. Undeva într-un an jumate sper să devină realitate. Să nu rămânem și atunci, în urmă. Și atunci, sigur că da. Atunci, automat, se duce gândul la o dezvoltare regională mult mai amplă. Fiindcă dacă n-ai drumuri, nu-ți vine nimeni. Și în această idee, tocmai în această idee, aș vedea, sigur, am mai spus-o, ține de UAT, ține de administrația locală, dar încă un parc industrial numărul 2 în această zonă a Sătmarului, deci dincoace de Someș, undeva pe drumul Botizului, acolo în zona fostului abator. Și de ce m-am gândit? Este teren suficient acolo? Acolo sunt utilități. Da? Curent electric, gaze, apă, canal. Și să dezvoltăm încă un parc industrial. Este esențial. De asemenea, mă gândesc la niște lucruri care s-ar putea să pară, nu pare destul de importante, dar eu le văd foarte importante pentru producătorii sătmăreni, de exemplu, în zona Halmeului. Da? Făcut un depozit frigorific serios pentru producătorii de căpșuni și nu numai, pentru cei cu fructe de pădure. În zona Turțului au fost foarte mulți producători, fructe de pădure, tot felul de fructe, nu numai prune, da? Fiindcă nu poți, e o perioadă relativ scurtă de producție a căpșunilor, sunt cantități mari în anii buni și atunci ne trezim că săraci oameni trebuie să umble, să care, sunt foarte perisabili căpșunii, produse perisabile. Ei, pe vremuri erau și să știi că se încărcau vagoane întregi de acolo, în cisterne de acelea mari și plecau, luau drumul Germaniei. Și într-ajutorarea acestor producători, de ce să nu gândim și o treabă de asta? Că nu este mare lucru la ora asta, că o faci din elemente prefabricate. La fel m-aș gândi în zona Pișcoltului, de exemplu, acolo, în zona Careiului, Pișcolt, foarte, este cei mai mari producători de legume acolo. Avem producători de legume mari în Satul Mare, însă este greu să se extindă sau să se dezvolte. Este greu să se dezvolte, nu au depozite, nu au piață de desfacere asigurată, ceea ce iar la un nivel înalt, adică la un nivel de producție mare, statul ar trebui să dea o mână de ajutor, să intervină. Nu să lase tot samsarii și intermediarii, fiindcă de aceea sunt și prețurile cresc așa. Producătorii vând pe bănuți puțini munca lor, da? Ajunge la a doua, a treia, a patra mână și tu cumperi un kilogram de roșii cu 10-12 lei. Nu e normal.
Să dai pe un kil de legume cât dai pe aproape pe un kilogram de carne. Deci lucruri anormale. Astea sunt anomalii. De ce în Polonia deci, se poate eu nu dezvolta Polonia, exportul? Ce-am putea lua de la ei? Ce, noi importăm, acum dacă mi-ai ridicat mingea la fileu, am să-ți spun că nu este normal ca să importăm undeva la 90% din carnea de porc. Da? Noi, foști mari producători, cu complexe serioase, ca Berexău, de exemplu, cu un milion de porci, ca Iscipul din Satul Mare și multe altele, Verești, lângă Iași, eu le-am prins pe toate și le știu. Sigur, este greu acum de controlat, fiindcă un număr foarte mare de animale, mai vin boli, dar aici vom ajunge. N-avem ce face, decât trebuie să ne refacem ceea ce am distrus. Fiindcă am făcut prostii, mari prostii. N-am păstrat ceea ce a fost bun. Ne-am distrus totul și ascolom de la capăt și vom face. Uite că nu suntem de atâta amar de ani, nu suntem capabili să ne revenim. E o problemă. Și toți cei care nu recunosc că ea sunt niște farisei. Nu este normal să importăm laptele. Deci noi de la un șeptel de undeva la 7,5 milioane de bovine, da, aveam undeva în 89-90, să ajungem acum la undeva la sub 2 milioane sau câte or mai fi și alea vai de steaua lor. Am înțeles, am văzut și un număr de ouă, 15 milioane de ouă importate. 15 milioane de ouă, la fel, aducem din Polonia, aducem din Turcia, aducem lapte din Ungaria, aducem de peste tot de unde putem, fiindcă noi mai producem. Dar lipsește cu desăvârșire și am spus-o de atâtea ori, un plan de țară. Păi, și în agricultură, dar este o ramură a economiei de bază. Deci, practic, noi nu, cum să exigi dacă nu poți să mănânci, dacă tu nu produci? Noi am dereglat cumplit balanța comercială a țării, fiindcă exportăm mult mai puțin decât importăm. Și nu este normal, anormal. Nu ne gândim deloc la o rețea serioasă de irigații. Absolut deloc, în condițiile climaterice pe care le vedeți și voi. Da? Eu n-am văzut, eu de când țin minte, și țin minte de la vârsta de 6-7 ani, mi-amintesc deja. Someșul nu l-am văzut niciodată, niciodată atât de scăzut. Deci absolut niciodată în 55 de ani. Deja de câteva luni, e foarte scăzut. O problemă extraordinar de mare. Resursa numită apă, care este vitală, fiindcă fără apă o tragi 2-3 zile, după aia mori. Fără mâncare o mai ții cumva, o săptămână, două, mai din resurse, din rezerve, da? Să mai ar grăsim, mai... Organismul își trage glucidele de la nivel hepatic, din mușchi, dar fără apă, nu reziști. Element esențial, vital. Și atunci vedem, doamne, ce facem, cum facem. Plus că mâncare, încă o dată. Nu este normal o țară ca România, cu un potențial agricol extraordinar, să nu fie exploatat acest potențial, cu terenuri extraordinare. Dar uite că în sudul țării se deșertifică an de an mii de hectare datorită acestor schimbări majore ale climei și temperaturile acestea extreme. Păi am avut 3 luni de vară cu 38, 39, 40 de grade în care nu știu dacă a fost odată sau maximum de 2 ori ploaie. Atunci, ce facem? Hai să ne apucăm, să defrișăm în primul rând toate acele canale colectoare că au crescut păduri în ele. Da? Să le decolmatăm, să le pregătim pentru a putea acumula apă și să ne gândim la un sistem de irigații. Am fost în Turcia, nu-ți vine să crezi, nu e turcii. La ce nivel? Cât de serios tratează acest lucru? Fiecare plantă, fiecare copăcel, fiecare leudă, zi de zi, un chin acolo. Acolo sunt frecvent 40-42 de grade în anumite zone. Uite, Bolojan. Ca să nu mergem în Turcia. Ilie Bolojan. Da? La Consiliul Județean. Dom'le, ordin. Toată lumea curăță acele șanțuri, le decolmatează, le curăță. Nu fac eu în fața casei, nu-i treaba mea. Are vreo 50-60 de metri lungime. Îl cosesc, îl curăț. Frumos. Scurgă apa. Ce atât de mare lucru. Nu știu, pur și simplu ne-am pierdut spiritul gospodăresc. Nu mai dorim să muncim, nu mai vrem să facem. Nu ne mai place curățenia, frumosul. Până la urmă, țara noastră. Cum o gospodărim, așa să o avem.
și copiii și viitorul. Dincolo de faptul că importăm foarte mult produse, fructe, legume și multe altele, mai există și o problemă. Nu e tot una să guști, de exemplu, mergi la magazin, vezi, scrie roșie din Turcia, să guști o roșie din Turcia sau o roșie din România. Calitatea e mai bună la noi, ar fi mai bună. Ama tu ești băiat fin, eu ți-o spun clar, parcă mănânci plastic. Nu, e incomparabil. Incomparabile. Sunt câțiva producători în piața asta mică din satul mare. Nu mă apuc să-i fac reclamă, nici să spun acum cum îi cheamă și ce fac, dar sunt producători la noi în județ. Vin acolo, este o bucurie să te duci sâmbătă în acea piață, să vezi bogăția pieței și să guști acele numai roșii. Au și lebeniți, au tot felul, au ceapă, au producători. Dar să o facem la nivel de țară, la nivel macro, treaba asta. Nu să aducem din importuri. Absolut tot. Am ajuns să aducem, să trăim din importuri. Asta în timp ce crește cumplit datoria țării. Am mai spus de atâtea ori, 176 de miliarde, nu se poate, de euro. Dobânzi cu 7-8%. Deficitul va ajunge la 7,5-8% la finalul acestui an. Trebuie să ne trezim odată, să înțelegem acest lucru. Nu merge la infinit. Ce vom face? Nu se poate. Dincolo de această problemă mai există și mi se pare că punctele de frontieră de la granița cu Ucraina nu sunt dezvoltate. Și aici Ministerul Transporturilor sau nu știu, ar putea investi mai mult să... Asta e o poveste în care nu știu dacă ar trebui să ne băgăm, fiindcă în primul rând că ne depășește, în al doilea rând că avem tot felul de reproșuri datorită mai ales, uite că intrarea noastră în Schengen este tărăgănată datorită acestui fapt, fiindcă primim în continuare reproșuri că nu sunt hermetizate granițele cu zona non-UE. Sigur că, dar nu-i numai treabă de investiții. Eu cred că s-a investit totuși în aceste puncte. E o problemă, până la urmă, de disciplină, de vigilență, cu toate că să știi că a scăzut foarte mult. Exodul acelor cetățeni care tranzitau România și plecau mai departe a scăzut extrem de mult în ultima vreme. Au fost mult mai atenți oamenii, lucrătorii de acolo, dar uite că în continuare, din păcate, nu avem lobby suficient, nu știu de ce, în ce măsură, ce lipsește, ca să putem să convingem, mai ales Austria, fiindcă restul țărilor occidentale au spus da. Dar uite că Austria s-o pune în continuare. Și aici am un mare semn de întrebare, știi? Dar s-ar putea să intrăm în niște dedesubturi sau tenebrele politicii murdare și nu vreau să dezvolt așa ceva, că s-ar putea să vorbesc aiurea. Nu doresc. Dar nu este normal ce fac cu noi. Noi pierdem extraordinar de mulți bani datorită acestui fapt și fiindcă a noastre camioane stau cu zecile de ore acolo, în vamă și uite așa mai departe. Deci nu este normal. Nu este normal. Noi ne-am cam făcut datoria vis-a-vis de cerințele lor. Nu știu. E un conglomerat de factori. Și ceea ce îmi asum și spun cu toată tăria, mi se pare absurd acest drept de veto. Adică o singură țară să poată să blocheze proiectul a celorlalte două, șase, da, sau câte ori fi, sau mă rog, poate au proiecte comune doar trei sau cinci țări, da? Vine una cu drept de veto. Păi asta mi se pare total, chiar antidemocratic. Chiar antidemocratic. Fiindcă la jumătate plus unu ar trebui să funcționeze ca în orice fel de altă situație, democrația. Vii tu Austria care nu-ți place de noi și ne blochezi la infinit cu această intrare în spațiu Schengen, care pe noi ne costă încă o dată. E vorba de miliarde de euro. Da. Nu. Mereu ține să precizați despre, să aduceți la lumină problemele pe partea economică a României. Da. Care da, credeți că sunt principi? Să le aducem la lumină, Ionuț, fiindcă nu e normal să nu recunoști că ai probleme. Și să nu e. Asta ca și boala, am mai spus-o. Boala lungă e moarte sigură. Dar nu este normal să ne mințim, să ne furăm căciula, dar ce
ce câștigăm? Ne adâncim și mai mult în probleme. Dar asta atâtea și atâtea, sigur, aici e un factor, un cumul de factori la fel. Nu, noi nu încasăm, noi vorbim acum și probabil că se va întâmpla, cu părere de rău o spun, că n-ai cum să ieși din situația asta decât mărind taxe. Asta vor face, degeaba nu recunosc acum. Dar nu-i normal să mărești taxe. România are una dintre cele mai mari taxe pe muncă din Europa. Păi ce mai vrei, domnule, să crești? TVA, probabil că da. Dar hai să ne gândim la celălalt aspect. Să încercăm să colectăm TVA-ul. Fiindcă 34% din TVA nu este colectat. Ca să știți. Asta e echivalentul cam 2% din PIB. 2% din produsul intern brut înseamnă cele 34% ale TVA-ului necolectat. Da? Gândiți-vă că Armata României primește 2,5% din produsul intern brut. Deci faceți ce sumă colosală este? Hai să facem treaba asta. Hai să gândim fiscal, alte lucruri. Aș introduce o taxă forfetară pe o sumedenie de activități de astea mărunte, pe care nu le poți controla. Pe ce te duci tu la nu știu care să, domne, bai da bon, ai da bon, chitanțe? Nu, domne. Taxă forfetară. Cât? Plătește-mi pe an suma asta care eu consider ca stat și te-am lăsat în pace. A, că vine pe urmă Sanepidul, vine DSB-ul, vine nu știu cine, da? Ca să-ți desfășori în condiții normale activitatea, adică igienice și... Eu vorbesc acum de frizerii, de ce știu, de cosmetică și de o sumedenie de activități de astea. Până la urmă trebuie încioase, că musai. Dar nu poți controla. Și atunci impune o taxă forfetară la înțelegere, pe care o suportă și omul ăla, ți-o plătește în mod cinstit și lasă-l să lucreze. Bine, multe se pot discuta pe tema asta. Foarte multe. Adică n-am acum, eu nu sunt nici finanțist, nici, dar văd și am fost în sistem privat până acum 3 ani. Și am știut ce înseamnă 25 alunii când trebuie să plătești la stat dările, când trebuie să dai oamenilor salar. Da, mentalitatea trebuie schimbată. Asta am spus-o de atâtea ori în emisiuni la voi. Și numai public, pe Facebook. Avem o mentalitate bolnavă. Din păcate, cultul muncii trebuie resădit în populație. Foarte multe lucruri care ar trebui făcute și resetată România. E vorba aici de învățământ, toate pleacă de la educație. De la educație. În sănătate, foarte, foarte multe lucruri pe care trebuie să le corectăm, fiindcă nu este normal să plece oamenii să fugă de aici la Cluj, de la Cluj la București, sau fugă la Debrețin, sau pe și o sumedenie de oameni care pleacă la Viena, pleacă la Budapesta. Nu-i normal. Nu sunt lucruri. Dar nu-i normal. De ce spun că nu-i normal? Fiindcă e o gaură neagră. România bagă sume colosale în sistemul de sănătate, anual. Au crescut exponențial sumele. Nu se regăsesc rezultatele. Și nu-i normal. De ce? Fiindcă noi nu facem prevenție. Din suma alocată Ministerului Sănătății, doar 1% merge pe prevenție. O anomalie. Și ne trezim cu tot felul de bolnavi în ultimă fază, numai ai ce să le faci. Da? Uite, râdea lumea pe vremea aia de ministrul Nicolaescu al PNL, care a obligat populația țării să meargă să-și facă o dată pe an analize. Gratuit. Nu mi s-ar părea o aberație. Ar fi bun așa cum... Iartă-mă. La fel, în sistemul de învățământ. Uite, așa, am uitat data trecută. Nu am uitat. M-a întrebat ceva și am sărit și am omis doi colegi și n-a fost frumos de pe lista de candidați la deputăție, pe doamna inspector școlar general, pe Anișoara Boitor și pe colegul nostru Cipri Costea, care e un economist de marcă, doctor în economie. Iar doamna Boitor, care sigur că o să fiu acuzat de subiectivism, dar eu zic că a fost una dintre cele mai serioase și aplicate conducătoare a Inspectoratului Școlar General. Și pot să aduc și dovezi în sensul ăsta, argumente. Da? Doar această masă caldă, masă sănătoasă, numită mai nou, da?
care a pornit de la aproape nimic în județul Satu Mare și a ajuns acum undeva la vreo 30 de școli sau cât, dacă nu mă înșel, și undeva la vreo 11.000 de copii care mănâncă. Este mare lucru să mănânci. Am spus-o de-a lungul timpului și de-a lungul anilor. Acel corn și lapte, aia a fost o nereușită, ca să nu o numesc altfel. Că din laptele ăla s-a făcut corn cu măr și din mărul normal s-a făcut măr pădureț. Da? Că am văzut niște mere, uite atâta, cât o nucă, găunoase și date la copii în bătaie de joc. De ce? Fiindcă tot felul de firme de astea fantomă, nu știu de pe unde și cum reușesc să câștige licitații. Da? De la Turda, domne, de la Cluj. Știu, exact. Și numai nu reușeau să suspende contractele cu ei. Da? De ce? Renunțai, te judecai pe acolo, venea, iar făceai licitație, domne, venea aceeași firmă cu altă denumire, cu același patron. Dar cum să aduci cornuri din Turda? Dar noi nu avem la Satu Mare destule patiserii și brutării și... Mi se pare, trebuie umblat la legislație, absolut. Este neapărat nevoie. Aduci mere de alea, îți bagi joc de copii cuiva, domne, și pe banii noștri, pe bani grei, ca să înavuțești câte un neisprăvit din ăsta, care n-are pur și simplu urmă de bun simț și își bate joc de copiii românilor. Nu se poate. Revenind, masa caldă, o treabă bună. Foarte mulți copii, și citeam o statistică, la câți copii se culcă în România nemâncați, săracii. Și atunci acest program ar trebui extins cu orice efort pe care l-am face. Mi se pare o chestie extraordinară. Copilașii ăia săracii să știi că cel puțin o dată pe zi au mâncat o masă caldă. Da, abia așteaptă să ajungă la școală. Este mare lucru, mare lucru. Da. Și, bine, mai putem discuta la infinit tot felul de idei și de probleme de astea. Sunt probleme majore, dar trebuie punctate, trebuie pus degetul pe rană, trebuie spus în mod cinstit. Dom'le, confruntăm cu asta. Hai să o gândim. Cum scăpăm? Ce facem? Cum îmbunătățim? Noi tragem la infinit de niște chestii de astea care vezi că nu au finalitate și că nu au randament și că sunt perdante. Și în bani și în timp și ne mănâncă energia. Și ne mâncăm viața în loc să o simplificăm. Da. E foarte simplu. Doar să vrei, să ai bunăvoință și să fii corect și cinstit. Că dacă n-ai... Dacă tu te gândești doar la tine și cum să-ți fie ție bine și cum... Nu, n-ai ce căuta în administrație. N-ai ce să cauți. Stai acasă sau du-te în privat sau fă ce vrei, domne. Domnule Pop, domnul Nicolae Ciucă și-a lansat programul. Asta e un alt subiect, da. Președintele Nicolae Ciucă și-a lansat programul ieri. Apar tot felul de subiecte naționale. Apar subiecte, sincer, seara târziu când ajung mă uit la dezbaterile alea, absolut aceleași subiecte pe toate televiziunile noastre de dezbateri politice. Te crezi părtaș la câte o schiță din Caragiale? Păi să mă ierte Dumnezeu dacă domnul Gigi Becali a ajuns acum să fie arbitru în campania asta prezidențială și cu tot felul de scurgeri, de discuții, de informații, de planul Hrebenciuc, planul nu știu care, domne, ba, pe ăla, că l-aș susține, nu-i promiteam lui Simion, niște, mi se pare atât de jos toată treaba asta. N-am văzut în lume nicăieri, așa ce credem, am urmărit și în Franța și în Germania, totuși am umblat mult în lumea asta. Mai uit la televiziunile străine, urmăresc procesele electorale din alte țări. Păi noi am făcut un bâlci din tot ce înseamnă dezbatere politică, din tot ce înseamnă candidatură, tot ce e cea mai înaltă funcție în stat. Păi cum să te prezinți acolo și tu să habar n-ai de politica externă. Urmăream și o anumită candidată, că vreau să-i dau numele. Era aeriană. Ea nu știa care e rolul Turciei în Marea Neagră, nu știa, n-avea idee despre trupele străine din țara noastră, despre ce înseamnă politica externă. Trăim totuși vremuri extraordinar de grele, de periculoase. Uitați-vă un pic, că nu-i mare lucru. Trebuie să fii doctor în istorie sau în politică.
ca să-ți dai seama cât de periculoase vremuri trăim, cât de nesigure. Uite războiul ăla care tot mai mult și mai mult și mai mult ia amploare în Orientul apropiat. Se bombardează pur și simplu zi de zi, zi de zi. Și Israelul, fâșia Gaza și Libanul și tot ce e acolo. Da? Uite la Putin. Ca ieri au spus americanii că da, într-adevăr, este plin de soldați nord-coreeni deja în Rusia. Ăsta ia amploare. Ferească Dumnezeu. Și atunci, sigur că noi suntem de râsul curcilor cu toate dezbaterile astea de 2 lei în care stai ca cetățeanul turmentat. Și eu cu cine votez? Nu poți să te joci cu soarta țării și a unui popor. Nu trăim acum banii ăia 70, 80 sau mai încoace, da, când, mă rog, dar nici atunci, niciodată. Dar cu atât mai mult, când ai război la graniță, când ai un război relativ aproape și când există probleme majore economice, încă o dată, probleme majore pe care tot timpul le spunem. Adică le spunem. Le spun unele voci, dar eu o spun, Adrian Cosma o spune. O spunem de mult, de luni de zile, de ani de zile. Pentru nu-i bine. Hai să vedem cum. Da, în sfârșit, acum, asta e lupta politică, dar am spus și treaba asta. Este o leadership mondial extrem, extrem de scăzut. Noi nu avem ce să... de cine? Când spun de Helmut Kohl sau când spun de Hans-Dietrich Genscher sau de Mitterrand sau alți foști mari conducători ai lumii, dar suntem niște caragioși. Nu mulți, probabil, i-au urmărit. Și revenind la lansarea candidatului nostru, a domnului Ciucă, am spus-o până la urma urmei, mi se pare cel mai serios personaj de acolo. Iertați-mă. Tot felul de jocuri de culise de astea, hai să scoatem pe ăla, să-l băgăm pe nu știu care în turul 2, că ăla sigur pierde, că facem niște planuri de astea. De ce nu suntem în stare să ne prezentăm un program, să câștigăm cinstit, în mod cinstit, voturile acestea populare? Tot felul de tertipuri și de josnicii pe sub masă și aranjamente și pe deasupra capului poporului pe care îl credem în continuare prost. Nu este normal. Da, deci, să sperăm Ciucă că... este, dom'le, încă am spus-o. General al armatei române, a trăit toată viața în slujba patriei. Clar, este un patriot, e un om serios, înțelege ce se întâmplă acum extern. Da? Înțelege. Noi nu putem să punem un diletant în fruntea statului român. Și ce facem? Ce ne facem? Deci, chiar nu e o glumă. Eu îndemn populația să gândească foarte bine, foarte bine înainte de a merge la vot. Să nu și rosească votul aiurea, emoțional. Că au zis ăla, bă, nu știu cine, face nouă case și să vezi că face. Nu face nimeni. Toți cei care promit, ăștia toți dispar. Care fac promisiuni care nu pot fi onorate. E cea mai mare nesimțire. Să induci populația în eroare. Când tu candidezi la un așa nivel, să ne înțelegem, e vorba despre șeful statului, care trebuie să fie tobă de carte, nu-i? Da, noi am ajuns acum, toată campania asta o reducem la un fel de competiție de asta de competențe lingvistice. Și jocuri de-astea și declarații de a lui Gigi Becali. Să fim serioși. Nu. La fel, în Parlament. La Parlament, sunteți alături de Adrian Cosma, deschideți listele din partea PNL, da, Satu Mare. Aveți planuri, dacă veți ajunge în Parlament? Păi, tocmai ce ți-am enumerat câteva pentru județul Satu Mare. Am spus-o și asta, tot aici la voi în emisiune. Mi se pare anormal să nu se așeze toți parlamentarii Sătmarului la discuții. Pentru proiecte comune pentru județul Satu Mare, da, să le aleagă pe cele mai viabile și strict necesare și apoi să meargă și să
să facă ceea ce trebuie să facă la nivel de, de guvern, de București, de, de conducătorilor pe linie de partid. Tocmai că așa s-au făcut multe aici. Centura Sătmarului. Eu nu vreau acum să dezvolt, să intru în istoric cu acestei centuri. Dar mi-amintesc de Ovidiu Silaghi. Era ministru, da? Că, sigur, cu toții au contribuit. Uite, e foarte bună. Ne-au luat mulți ani ca să reușim. Dar este extraordinar. Deci este o, o investiție formidabilă, trebuincioasă, dar este și un act de mândrie. Deci eu mă simt mândru când de câte ori merg pe acea centură, nu, îmi vine greu să creu, mă, s-o realizat. E regim de autostradă. Altfel mergi. Și de acolo, pe acea centură, crede-mă că ți se pare mult mai frumos Sătmarul. Mai vezi toate cotloanele, toate mizeriile, vezi câmpul frumos, vezi Someșul, vezi, ai o priveliște plăcută de acolo. Deci, și revenind, nu se pot face decât astfel se pot face. Prin lobby, prin oamenii pe care tu îi ai și trimiți acolo tocmai în ideea asta. Ca să aducă proiecte, să rezolve finanțări pentru satul mare. Asta este rolul lor acolo. Nu să doarmă, am mai spus-o, nu să doarmă în Parlament. Da, domnule Pop, se cam apropie finalul acestei emisiuni. Gânduri pentru alegători, ne-ați mai spus câteva acum înainte de campanie, într-o săptămână începe campania. Campania la prezidențiale începe de astăzi. De astăzi, la parlamentare. De azi, într-o lună, sunt alegeri, primul tur, da? Da. La ce să se uite sătmărenii când merg să pună ștampila? La ce să se gândească? Să se gândească la viitorul lor. La siguranța lor, da? De toate felurile. Să se gândească la bunăstarea lor, să se gândească să nu trimită în continuare, cum o facem de atâta amar de vreme, pe tot felul de simpatii, pe partipriuri și pe... Nu știu, adică nu doresc, nici nu vreau să intru în amănunte și să jignesc pe nimeni. Dar Parlamentul, în concepția mea, ar trebui să fie ceva foarte greu accesibil unora care n-au ce căuta acolo. Și cu asta cred că am spus tot. Deci nu poți să trimiți tot felul de neșcoliți, de grobieni, de lipsiți de cultură elementară, da? Care n-au habar de economie, n-au habar de politică externă, de geografie, de nimic. Totuși un nivel ridicat acolo. Ar trebui să fie un nivel ridicat. Poți să discuți lucruri. Tu acolo ajungi în diverse comisii. Nu? În comisia de apărare, în comisia de sănătate, în comisia... Nu spun, să nu mă înțelegeți greșit. Deci eu nu-i bag în aceeași oală pe toți. Nu vreau să plec de aici să-mi iau înjurături. Nu-i bag pe toți în aceeași oală. Dar sunt foarte mulți care n-au ce căuta acolo. Efectiv nu au. Fiindcă e scăzut nivelul. Poți să pui pe oricine în elie de pe stradă, că a fost el. Uite, și avem dovezi. Avem dovezi suficiente de oameni plecați din diverse primării, de nu știu unde, și pus o pălărie extrem de mare pe cap și uite că s-o dovede că n-au făcut față. Ba mai mult decât atât, nici le-au păsat de noi, de popor. Deci ce să gândească oamenii români? Și încoată, și îmi pare rău, nu că îmi pare rău, că pe urmă, pe undeva mă bucur și sunt mândru, dar îmi pare rău că tot trebuie să revin la Ilie Bolojan și să-l dau exemplu. Fiindcă acest om, pas cu pas, a luat-o încet, de jos, de la primărie, da? E uite, acum faci un alt pas. Primărie CJ și-a demonstrat și priceperea și puterea de a gândi. Da? Și viziunea despre cum trebuie să arate. Deci nu știu câte centuri ori avea, dumne. Tot felul de pasarele și de... Gândești că ești în altă țară. Și acum vrea la Senat. De ce? Face pasul către politica națională. Cum spunea aseară. Da? Sau când a fost aseară sau alaltă seară, a fost la un post de televiziune. Deci asta este normal. Să arzi etapă cu etapă. Nu te trezești tu acolo în fruntea bucatelor, dar tu habar n-ai pe ce lume trăiești. Exact. Deci nu-i normal. Și țați votanții să analizeze, măi, fiecare om. Analizează-l, cine e omul ăsta, cine e spatele lui, care e istoria lui, cine au fost bunicii, părinții, ce școle are, ce a făcut, ce familie, că până la urmă și despre asta discutăm. Nu poți așa.
Că lei pe ăla, domne, n-are niciun fel de aptitudini, nu, și îl trimit acolo, da, să fie ce, legumă prin Parlament. Trag câte un somn să plimbe cu avionul. Să fie plecat de pe acasă. Pe bani publici. Nu. Îmi pare rău. Da. Domnule Pop, despre alte probleme, alte idei, alte proiecte la o ediție următoare. Avem ce discuta. Avem timp. Mai avem. Sănătos să fim și... Să fim sănătoși, să ne revedem cu bine. Doamne ajută! Mulțumesc frumos pentru invitație. Dragi sălmăreni, aceasta a fost emisiunea din această seară. Rămâneți în continuare cu sălmărenii.ro.